mai puternic, va îndepărta și cealaltă bilă. Și poziție pentru bila verde sau bila mare. Ah, pentru bila albastră a jucat. Să vedem, ar putea să joace și bila mare. Foarte bună lovitura combinată. Deși părea simplă, a nominalizat bila mare, deși părea simplă, combinația prezenta un grad de dificultate tocmai din cauza distanței dintre cele două bile. Ar fi la 0-2 și a adus aminte că de fapt el e favoritul principal, să spunem, la câștigarea meciului. Yeah. Ceva mesaje? Nimic. Sigur că da, dragi prieteni, că ne aducem aminte de fiecare dintre voi. Să fiu și prietenul Renu. Da. Da. Și Moș Crăciun. A, Moș Crăciun. Păi cum, moșule, nu te-am uitat tocmai pe tine. Se poate așa ceva? Moșu. Lanțin. Ce mai îngândurată. Da, trebuie să rămână calm și concentrat. Șanse vor mai fi. Da, dar sigur se gândește. Iară mi iau bătaie. Da. Pentru a șaptea oară, la rând. Nu mai suport. Se gândește la astfel de lucruri. Sigur. Cu atât mai mult cu cât ultima victorie a lui... Al lui Murphy a fost de curând în Championship League 3-2. Competiție paralelă, da. Așa cum tot la Mustață l-am învins la Open-ul Mondial de la Haiku în primul tur. 5-4? Da. Saturi la un moment dat de atâta bătaie. Și în joc decisiv. Ai văzut că și Jimmy Oi la un moment dat n-a mai suportat. A spus că le enervează Hendry. Ceva de genul... Da, da, ținând cont de diferența de vârstă dintre ei, Jimmy ar fi spus sunt 8 ani. Bine, a zis frumos de tot. Da, băiețelul sau tânărul ăsta începe să mă cam enerveze. Bine, era a treia finală de campionat mondial pe care o pierdea Jimmy în fața lui Stephen Hendry. Total, din păcate pentru Jimmy, pierdut 4 în fața lui Hendry, una în fața lui Parrott și una în fața lui Davis. Da, ne-a plăcut să pierzi 6 finale de campion mondial, dar totuși a câștigat 10 turnee Jimmy Oi. Eu așa mi-am aminte. Da. Ultimul mare turneu a fost exact împotriva regretatului Paul Hunter. Da. Primul break de peste 50 de puncte al meciului pentru Murphy. Lucrurile se pare că se derulează mult mai repede la masa 2. Barry Hawkins menține diferența de două jocuri. Este foarte aproape de 4-2. Fața lui Jack Lisowski. Fifty-eight.
Are și o lovitură combinată. Ce nu ar fi, dar deocamdată combinația. 59. Dacă se va duce prin partea dreaptă a bilelor roșii, ar fi fost obligat să joace lovitura combinată. 66. Înseamnă că nu era atât de sigură de reușita loviturii. 67. Și Murphy se află pentru prima 74. Dată la conducerea meciului. 75. De către Barry Hawkins la valoarea break-ului de 97. Aici pare că vom avea și aici un break de peste 100 de puncte. 90. 91. Erau câteva întrebări dacă pentru fiecare break WPBSA va dona câte 100 de lire unor cămine de copii defavorizați. Nu știm dacă voi căuta această informație. Nu spun că nu. Iată și break-ul de peste 100 de puncte, dar din ce informații am, Sean Murphy își continuă donația. Aceea că pentru fiecare break de peste 100 de puncte pe care le reușește în turnee, Sean donează 100 de lire sterline, de asemenea unor cămine de copii. Patra efect pe bila albă și bila roz rămâne pe masă. Fără închidere de masă.